Păi, în vlogul de astăzi iar merge la meci, la petrolul, la petrol versus Craiova și fac intru în mașină pentru că nu pot să sunt petrolist și s-ar putea să luăm bătaie acolo la petrolul pentru că am așa o afinitate și pentru Craiova și vreau să vă spun un scor corect înainte să începem direct 2-1. Sau bate Craiova oricum, dar cam 2-1 cred că ar fi. Vedem pe stadion în continuare. Iubirea pentru petrolul Ploiești e aceea. Tot ce contează acum este să fim alături de echipă și să o susținem până la capăt. Nimic nu este imposibil pentru noi. Distanța, frigul sau căldura, panicul, Paul! Cu numărul 3 și capitanul echipei noastre, Bart! Cu numărul 2, Marian! Cine avem acolo? Pac! Și Marco Vinicius. Eu nu bine. Lasă gălăgia, băi, bine! Păi hai acum bă să luăm sub, după faza asta. Că ai văzut ce e după aia. Oricum e deja. Da, dar nu, încă nu e mult acum. 2-1, băi! Și tu să-ți iei un suc și dă gol mâncați aici gura ta. Băi, Flavio, când s-a părut prima repriză 2-1? Da, la 27, la fel, așa cum cu siguranță știți. Bravo, bravo lor! Că tine și cu femeile! Bravo, bravo! Aici stadionul! Zi, Flavi, zi! Aici stadionul! Da!
grozav, e grozav. Bravo, așa da, bă, tată, că să gize stadionul, îmi place și mie. Părea promițător, dar n-am uitat. Oricum 3-2. Verificare gol, n-are ce să fie. No. Vin seatul ăsta, mă? Ce? Vin seatul? Nu, de ce o l-ai vrea tu? Azi, băi, diamantii! A fost clar, dar asta trebuie să treabă. Nu, nu știu, și-a dat amândoi, nici ăsta, nici ăla. Cicule, băi! Nu, tăci pe cicul cu ăsta. Unde-i mingea? Hai, ce-o dă o dacă vă... Bă, coaie! Ia uite-l, mă, ce... Ei, ce-a făcut? A, bravo, mă! Trebuie să mai dai la benzină. Dacă ajunge cu 100 de acasă, e de ajuns. A, mă, frate, că stai la bară. Stați-l un minut cu capa și cu capa. Dacă nu se dă 5 minute la bară. După 10 minute... E dă penalt. Posibil penalt, s-a dus acolo, deci dă penalt. Unde e, că nici nu mai știu unde e bară. Gata, acum. Am să vedem. Dă penalt, dacă s-a dus acolo, n-are ce. Deci, penalt. Să vă vedeți că era de la o minut, auzi, fac e bun. Cam puțin. E, da, da, trebuia 10 și ăla era. Avem bani a doua oară pe astăzi. Pentru un cartonaș roșu, nu? Cartonaș roșu la un domn, nu? Un domn, cred că a fost. Da, un domn. Hai să vă spun niște reacții la cald după, bă, nu știu ce noroc avem eu cu Flavi, Flavi cu mine. Dacă stăm sub așa la fiecare meci bați pe un copil, ba așa, ba așa. Acum s-a găsit unul în cap, nu ne-a nenorocit, băi. Și să tai oricum orice. Lua ăsta i-a spart nasul, ne-a zăpăcit, altul spate cânta, nu știa că peluza e în partea alaltă. Dar a fost unul cu cea mai șmecheră fază, l-a tras Ivan de tricou pe unul. Ia uite și pe ăștia. Eu ce trage de câine, la lasă-l țărac mâncați. Și că Ivane, ia la mătă acasă, a fost bun asta. Și un meci bun, să știa că bate Craiova, v-am spus. L-am luat și la pariuri aproape, ca voluntar golul și gata. Și ăsta a fost locul de la meci, ne vedem sâmbătă, voi vedeți locul duminică. FCS, Rapid FCSB. Dire Flavi ceva de chiar. Vă pup.